Vă salut! Astăzi seara am ajuns acasă și am zis să vă fac un video, să vă prezint seria de puișori voltați indieni. Așa cum vă spuneam la telefon, acestea ar fi culorile. Unii dintre ei au cozile tăiate. Ia uitați ce mascul. Mascul roșu recesiv avem aici. După năpârlire va arăta exact ca și femela asta roșie de aici. Ia uitați ce femelă de almond avem aici. Ia asta să încerc eu să o dau jos. Ia uitați-o. Deci aceștia ar fi voltații indieni despre care vă vorbeam. Cea de-a treia serie de puișori. Toți aceștia ar fi disponibili pentru vânzare. O să rămân așa focusat pe ei. O să încerc să iau pe fiecare în parte. Unii dintre ei, vedeți că se observă cozile tăiate. Ia uitați. Masculul ăsta roșu recesiv e un pui mai micuț. Ia uitați. Ce serie de puișori voltați indieni avem aici. O să încerc să stau mai mult așa pe ei, să-i puteți observa cât mai bine. Pentru că așa am crezut de cuvință să vă fac un video înainte ca dumneavoastră să faceți, să parcurgeți atâta drum. Stați că avem o femelă foarte frumoasă și aici, vreau să o cobor și pe ea. Opa. Așa. E femela de roșu recesiv, ia uitați ce culoare. Avem niște almonzi. Ia uitați ce puișor frumos avem aici. Să vedem dacă stă și să... îi filmez coada. Așa arată cozile. Ia uitați. Ia uitați ce femelă frumoasă avem aici. Femela de almond lângă, de care vă spuneam. Ia uitați. Și acel mascul almond. Foarte frumos. Foarte reușită această serie. O să încerc să nici nu fac un video așa de mare. Am vrut să vă filmez, să vă arăt așa pe ansamblu cum ar arăta seria de puișori. Avem un număr de, ia uitați și această pereche de negri, cum își țin cozile. Ia stați să dau, să mai iau un cadru așa cu toți. Ia uitați, avem acest mascul din prima serie. Ia uitați. Aceasta ar fi seria de puișori voltați indieni despre care vorbeam la telefon. Eu mai dețin și alte rase. Aici am puișori tot de 2017, rândunele de Saxonia, siberieni, rostovi. Dar să revenim la voltații noștri indieni. Aceștia ar fi... Stați, mai strângem așa puțin, să vedem dacă reușesc să vi arăt. Ia uitați.
Și am să vă trimit acest video ca dumneavoastră să vă faceți o idee despre ce serie de puișori ar fi vorba. Și de culori. Pentru că asta vă povesteam la telefon.